Consumul de energie electrică atinge recorduri zilele acestea. Aparatele de aer condiționat funcționează la maximum, însă experții spun că ele pot fi periculoase dacă sunt setate la temperaturi mult mai scăzute decât cele de afară. Cu 40 de grade resimțite la orele prânzului, aerul condiționat a devenit singura soluție împotriva temperaturilor extreme din perioada asta. Cum mașinile devin cuptoare pe roți, șoferii spun că setează termometrele la mai puțin de 20 de grade. Specialiștii spun că starea de disconfort vine de la faptul că temperatura din interior este mult prea mică. Recomandat este să nu avem o diferență mai mare de 10 grade comparativ cu cele de afară. Aerul condiționat folosit în exces poate provoca pneumonie. Utilizarea aparatului de aer condiționat reprezintă o necesitate în condițiile în care avem afară 39 de grade, dar trebuie să știm că trebuie să avem un aparat foarte bun care să fie atât purificator cât și să mențină o temperatură optimă. Este esențial să curățați filtrele foarte des la câteva luni, chiar și obligatoriu la începutul sezonului cald. Aceste filtre pot fi curățate și acasă, pot fi și dezinfectate. Însă, trebuie să aveți mare grijă cum orientați aparatele de aer condiționat, să nu vină direct peste bebeluș sau peste vârstnici și foarte mare atenție să existe și un raport corect între ce înseamnă temperatură optimă, pentru că trebuie să avem în casă cam 24 de grade ca să ne simțim bine. Trebuie să ne orientăm în așa fel încât să nu fie nici foarte rece, nici foarte cald. Dacă nu curățăm aparatele, riscul este să se dezvolte germeni pe care noi numim oportuniști și care pot facilita infecții de căi respiratorii superioare și inferioare și acutizarea bolilor cronice. Medicul a mai adăugat că este esențial să avem o balanță între temperatură și umiditate, care ar trebui să fie de 50%. De asemenea, în mașină șoferii trebuie să asigure aceleași condiții ca și acasă. Relatează Digi24.ro.